Iurie Leancă rămâne candidatul liberal-democraților la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Declarația aparține liderului PLDM, Vlad Filat. Democrații au menționat că vor susține candidatura liberal-democraților la șefia executivului. Noi ne-am expus punctul de vedere vis-a-vis de candidatul la funcția de prim-ministru. În decizia Partidului Liberal-Democrat din Moldova nu au survenit modificări. Ceea ce trebuie să facem în perioada imediat următoare este să găsim asentimentul la cel puțin 51 de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, pentru ca să nu avem doar un prim-ministru desemnat, dar să avem un guvern investit într-o perioadă cât mai scurt posibilă. Potrivit acordului politic pe care l-am semnat în ziua de vineri, săptămâna trecută, cu partenerii din Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și-a asumat funcția de speaker, deci conducerea Parlamentului, și același acord stipulează că funcția de prim-ministru va fi asigurată de către Partidul Liberal Democrat. Vineri, după ce am încheiat ședința plenului Parlamentului, în fața dumneavoastră am declarat un lucru, că noi avem o abordare foarte serioasă a acestui acord și una foarte responsabilă, ceea ce înseamnă că Partidul Democrat va susține orice candidat propus de către Partidul Liberal Democrat. Este o poziție corectă, una etică, fiindcă colegii de la PLDM nu ne-au dat indicații cine trebuie să fie înaintat de către PDM la funcție de speaker, respectiv și noi procedăm de asemenea manieră. Domnul președinte a țării astăzi, în cadrul întrevederii, în cadrul acestor consultări, ne-a informat că colegii de la PLDM i-au propus șefului statului candidatura domnului Iurie Leancă. Domnia sa a întrebat care este poziția Partidului Democrat, eu doar am confirmat cele anunțate anterior și reiterez încă o dată, susținând propunerea Partidului Liberal Democrat, implicit susținem candidatura domnului Iurie Leancă. După consultările cu președintele Timofti, comuniștii au declarat că au pus condiții clare privind desemnarea premierului Republicii Moldova. În cadrul acestor consultări, partidul a venit cu poziții foarte, foarte clare și noi am condiționat careva chestiuni, inclusiv și familii, pentru care putem vota, putem susține guvernul minoritar sau nu. Partenerii noștri le cunosc foarte, foarte bine, de aceea și acum în cadrul consultărilor care le-am avut acum la domnul președinte, noi ne-am expus părerea foarte clară. Ultimii de la consultări cu Timofte au ieșit liberalii. Ei au declarat că vor convoca biroul politic al formațiunii, unde vor decide dacă vor vota sau nu pe Leancă. Urmează să discutăm la partid, pentru că trebuie să fie decizii de partid și acum mergem la partid să văd când se convoc biroul ca să discutăm și să luăm o decizie. Dar anterior ați zis că nu veți vota domnul Leancă pentru că sunteți în opoziție. Nu am abordat și aici subiectul ăsta că de fapt opoziția nu există. Asta nu a spune să opoziție, nu a spus în opoziție. Opoziția apare numai atunci când este majoritate parlamentară. Deci la moment nu e majoritate parlamentară și nimeni nu poate spune că e în opoziție. Înțelegeți mi-asta? Asta sunt regulile democrației. Când ați fi majoritate parlamentară, atunci ați putem vorbi care la putere și care în opoziție. Și există șanse să-l votați? Păi v-am zis, noi trebuie să discutăm la partid, trebuie să luăm o decizie. După ce președintele Republicii Moldova desemnează candidatul la funcția de prim-ministru, acesta din urmă are la dispoziție 15 zile să-și formeze echipa guvernamentală și planul de activitate pentru următorii 4 ani. Ulterior va veni în plenul Parlamentului să ceară votul de încredere al deputaților.